Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. Câștigătoarea scrutinului electoral pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, Partidul Național Liberal pare decis să acceadă la guvernare în condițiile în care PSD are o majoritate fragilă, a cărei funcționalitate depinde de votul UDM-riștilor din Parlament. Dar despre problemele interne existente în PNL, căci există și acolo probleme, și dacă se învolburează apele liberale, stăm astăzi să vorbim cu domnul Cristian Niculescu Țegârlaș, vicepreședinte al filialei și purtător de cuvânt al PNL Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Domnule avocat, obținând un procent de 28,08% pe județul Maramureș, organizația liberală județeană a depășit media națională a PNL de 26,89%. Așa este. A fost un vot pro-opoziția românilor sau un vot negativ, anti-PSD, Partidul Social Democrat, plătind pentru deficitul de imagine, să spunem, generat de domnul Liviu Dragnea? Eu zic că a fost votul, are mai multe componente. Și un vot negativ este adevărat, dar și un vot pozitiv pentru mesajele politice pe care le-a plasat Partidul Național Liberal în plan public. Iar la Maramureș, echipa PNL a funcționat foarte bine, a funcționat ca o mașină de lux, din punctul meu de vedere, și astfel a reușit să treacă de media Partidului Național. Asta face diferența la un moment dat între media națională și procentele peste tipul de activitate pe care au avut organizația PNL Maramureș și leadership-ul. Am înțeles. Cât de reprezentativ este acest procent? Eu zic că este un procent foarte important. Vreau să vă spun că Partidul Național Liberal nu a avut în istoria lui un astfel de procent la nivelul Maramureșului. Este cel mai important scor politic pe care l-am obținut și, din punctul meu de vedere, trebuie să analizați și conjunctura acestui vot politic cu domnul președinte Gabriel Valer Zetea la frâiele județului, cu o grămadă de promisiuni aruncate și o grămadă de șantaje pe care le-a formulat împotriva unor reprezentanți ai Partidului Național Liberal, mă refer aici la primari. De asemenea, domnul primar Cătălin Cherecheș, care înainte cu o săptămână a sucit macazul brusc și s-a pus în poze cu domnul Zetea împreună. Și cu toate astea, rezultatul a fost unul devastator pentru Partidul Social Democrat. Vreau să vă reamintesc că și inclusiv la domnul Zetea acasă, în Sein, au pierdut alegerile cu un scor redutabil, în condițiile în care și acolo este primar tot PSD. Deci există un vot de nemulțumire și un vot pozitiv pentru Partidul Național Liberal. De ce vă spun că este un vot și pozitiv? Pentru că asta face diferența între voturile care au fost împărțite în palierul politic de dreapta în principal și diferențele pe care le-au adus personalitățile politice care s-au implicat în această campanie. Foarte mult se întreabă de partea cui este victoria. A câștigat USR Plus, a câștigat PNL, pentru că ambele partide, spun, ambele formațiuni sau alianța, da, vorbim de cazul USR Plus, au câștigat. Dar întrebarea care este, câtă vreme nu ați obținut peste 30%, se poate vorbi de o victorie majoră, așa cum se clamează? Da, este, deci victoria este zdrobitoare din punctul meu de vedere și vreau să nu uitați că într-un an jumate Partidul Social Democrat s-a depreciat. Cu acest procent zdrobitoare? Da, pentru că trebuie să analizați contextul politic. Zdrobitoare era dacă ieșa 40 și ceva la sută. Trebuie să analizați contextul politic în care discutăm. Un Partid Social Democrat care în 2016 la parlamentare avea 40%. Un partid ALDE care avea în jur de 8%. Trebuie să vă gândiți din perspectiva asta, eroziunea acestor partide care au plecat de la aproape 50% împreună și au ajuns acum să aibă 20% înseamnă foarte mult și înseamnă foarte multă activitate politică, de aceea este votul zdrobitor. În altă ordine de idei, vă rog să observați că diaspora nu a fost lăsată să voteze. Iar dacă diaspora ar fi votat și s-ar fi reglementat proiectele care sunt în Parlament, cum e votul electronic, Partidul Național Liberal are de luni de zile depus un astfel de proiect blocat de către Zetea și PSD. Mulți au votat cu USR Plus în diaspora. Nu contează. Deci diferența, și noi treceam peste 30% lejer în condițiile în care era vot electronic. Nu înseamnă că și USR-ul ar fi crescut. Ar fi crescut și ei. Dar și noi creșteam. Deci partidele de dreapta, partidele democratice ar fi crescut și ar fi depășit 30%. Eu mă uit la alegerile parlamentare din 2016, cele mai apropiate. Și în Maramureș, PSD a obținut atunci peste 44%. Și unde sunt acum?
în timp ce PNL doar 22%. Unde sunt acum ei? Păi, pentru ei atunci a fost o victorie zdrobitoare, să spunem. Nu, a fost pentru ei atunci 44%. O victorie foarte mare, da, a fost o victorie foarte mare și acum a fost un dezastru la fel de mare. Nu uitați că pe Baia Mare, a obținut 14%, nu și asumă niciun PSD, nu și asumă nimic. Domnul Gabriel Zetea, domnul Zetea nu și asumă nimic. Domnul Zetea nu și asumă absolut nimic. Domnul Zetea nu este un politician corect și onest. Domnul Zetea este un politruc care s-a cățărat pe o funcție și stă acolo. Dacă ar avea demnitate, și-ar fi dat demisia. Nu puteam permite să vorbesc altfel decât dacă vă pot da exemple din istoria mea personală. Când am pierdut la Baia Mare în fața lui Cătălin Chereche și a fost pe locul 2, mi-am dat demisia. Eu n-am fost demis. Niciodată. Mi-am dat demisia pentru că era un act normal, cu toate că era aproape imposibil să-l bați pe Cătălin Chereche, dar mi-am asumat lupta și mi-am asumat și înfrângerea. Așa face un om de caracter. Să fii pe locul 3 în județ, tu, Partid Social Democrat, cu tine, președinte, la nivel, nu știu ce, național, nu știu câte funcții, portavocea lui Dragnea, principală, păi atacatorul principal. Și ce rezolva dacă își dădea demisia? Dovedea că are demnitate. Era, în primul rând, un act de onoare. Asta rezolva. Dovedea Marea Mureșenilor că, pe lângă faptul că e din Sein, că are și demnitate. Că nu întotdeauna, mi se pare și foarte ciudat, tot timpul zice că el e maramureșan și are onoare, nu are niciun fel de onoare și nu înțelege Maramureșul absolut deloc. Eu l-am întrebat și pe domnul Zeta dacă aveți un război puternic politic, pentru că dumneavoastră, în mod special, și cu dânsul nu prea sunteți în ape. Eu nu am nicio problemă personală cu domnul Zeta. Eu am avut o relație amicițială cu dumnealui și ne cunoaștem de foarte mult timp. Dar dimensiunea politică trebuie asumată. Eu nu am cum să accept discursul pe care îl are, comunistoid. Nu pot să accept, așa cum am fost la noastră emisiune și n-am mai apărut emisiunea respectivă, modul în care a urlat la dumneavoastră. Nu pot să accept modul în care face acele anunțuri pe Facebook în care zice și clamează faptul că parcă ar fi unicul președinte al Consiliului Județean. Nimeni nu se ridică la călcâiul lui. Și asta înseamnă foarte multă aroganță și îngânfare. Nu poți să-ți atași foștii președinți, chiar dacă nu ești de acord cu ei. Au fost președinți, au fost votați și au condus județul Maramureș. Poți să-i critici, dar nu poți să-i desfințezi. Ei nu există, numai domnul Zeta există. Domnul Zeta nu există și domnul Zeta n-a făcut nimic spectaculos. Domnul Zeta s-a pus bine cu Dragnea în partid, motiv pentru care a adus niște bani în județ. Bani pe care Maramureșul trebuia să-i obțină. Nu este și nu sunt din bani și nu sunt din buzunarul, dar nu sunt din buzunarul domnului Zeta. Domnul Zeta a trișat fondurile europene, a distrus proiecte pentru că nu a fost suficient de echilibrat și profesionist. Dar de ce spuneți că a trișat? E foarte simplu, pentru că n-a dat informările necesare și corecte. Cum să faci un contract pentru aeroport când tu știi că mai ai 2 zile și se termină finanțarea și tu faci un contract de milioane de euro cu Strabacu în condițiile în care tu nu aveai dreptul ăsta? Moral! Putea să termine Strabacu în câteva zile contractul care era pe un an de zile? Când tu știai că nu mai ai finanțare? Pe cum să se asumă un contract pentru Maramureș și pentru aeroportul din Maramureș fără să ai resursa de financiare asigurată? Nu și-au asumat și consilierii liberali? Pentru că toți au votat acolo. Domnul Zetea a semnat contractul. Domnul Zetea a semnat contractul. Nu a fost un vot în Consiliul Local. Consiliul Județean. Nu a fost un vot asumat de către Consiliul Țean. A semnat personal știind că nu se poate îndeplini contractul și că nu are acoperire bugetară. După care a venit și s-a milogit să se acorde acoperirea bugetară să nu aibă alte probleme. Și după care s-a milogit la Dragnea și au făcut tot fel de fanfaronade împreună cu marele ambasador al Maramureșului, că este absolut incredibil să cobori la nivelul ăsta. Important este că avem acum aeroport funcțional, ceea ce e bine pentru Maramureș. Nu e așa, pentru că dacă tot timpul să punem problema în maniera asta, bine că avem aeroport, dar din banii românilor, cum adică e bine? Adică am avut fonduri europene și puteam să luăm fonduri europene, le-am pierdut și acum ne mândrim că ne-am luat dintr-un buzunar și am pus în celălalt buzunar. Cineva trebuie să răspundă pentru faptul că s-a pierdut acei bani. Domnul Zetea să răspundă. Domnul Zetea să răspundă și domnul Zetea să uite un picuț de faptul că este președinte. Pentru foarte multe proiecte, foarte mulți oameni ar trebui să răspundă aici în Maramureș. Este un simplu om și domnul Zetea, la fel ca și mine și la fel ca și dumneavoastră. Aducerea în partid și plasarea lui Rareș Bogdan în capul listei a fost îndelungă discutată și comentată, cred că știți și dumneavoastră. A fost Rareș Bogdan un jurnalist contestat, domnule Niculescu Tăgâraș, elementul determinant al succesului liberal? Nu pot să știu, adică fără, nu pot să-mi exprim. Fără dânsul nu s-ar fi câștigat aceste alegeri? Nu pot să mă exprim dacă a fost un jurnalist contestat. Fiecare om e contestat la un moment dat în profesia care face. Cred că nu există om să fie apreciat de toată lumea și în același timp. Și evident că ne mulțumești pe unii și mulțumești pe alții. E normal. Și eu ca avocat întotdeauna o să am jumătate, clienții mei o să mă susțină și adversarii mei nu o să fie de acord cu mine și nu o să mă placă. Ne asumăm, fiecare om își asumă chestia asta. Din punctul meu de vedere, da, există un succes
succes care poate să fie repurtat și poziționat în spatele domnului Rareș Bogdan, pentru că ca și personalitate în toate sondajele era peste media partidului și dacă ești ca și poziționare publică națională, ai un scor peste media unui partid și vii, înseamnă că tractezi partidul, înseamnă că ajuți partidul să obțină un rezultat foarte bun. De altfel, dumneavoastră știți și personal și ați văzut și la întâlnirea de la Baia Mare, respectiv Recea, tipul de discurs pe care l-au avut, modul în care s-a raportat cu cetățenii, cu oamenii, au avut niște discursuri foarte ok și are lor de poziții și acum foarte bine apreciate. Mai dure, dar foarte bine apreciate. Probabil timpurile nasc astfel de reacții, mai dur un pic. La doar câteva zile după anunțarea rezultatelor votului europarlamentar, Rareș Bogdan pretinde conducerea PNL București, dar știm de emisia înregistrată, cea mai importantă organizație liberală, de altfel. De ce a amânat Ludovic Orban, domnule Niculescu Țăgârlaș, decizia de numire acestuia ca interimar după demisia domnului Bușoi? Și cât de corect este ca acesta să impună condiții pentru luarea noii funcții? Ok, a fost un scor foarte bun, deci, dar și domnul Bușoi s-a implicat în campanie. Să stabilim lucrurile. Deci domnul Bușoi, uitați, apropo de efectele... Domnul Bușoi a fost și Maramureș, deci... Da, și a fost în conferință de presă. A făcut turul țării, da, oarecum. Dar rezultatul a fost prost pe București, PNL-ul fiind clasat pe locul 3 în București. Motiv pentru care au discutat cu toți colegii lui care sunt președinți de organizație de sector și și-au demis în bloc. Cu această demisie în bloc, chiar dacă partidul lui a câștigat și chiar dacă voturile din București au fost importante pentru a câștiga, că putea fi mai rău, acest europarlamentar și-a dat demisia ca și gest de onoare pentru partid. Și mi se pare, apropo de domnul Zetea care își asumă înfrângerea, dar nu face nimic în sensul ăsta, uitați-vă că Partidul Național Liberal a câștigat alegerile și sunt oameni care, dacă nu au scos procentul pe care și l-au asumat, au demisionat cu onoare și vă spun că o să aibă loc în politica națională în continuare domnul Bușoi și va fi apreciat pentru gestul lui. Revenind la tema discuției pe care dumneavoastră ați lansat-o și este o temă foarte vie și foarte interesantă, vreau să vă spun că pozițiile de interimat pot să fie negociate și pot să fie stabilite în maniera în care a invocat-o domnul Rareș Bogdan. Deci dacă vrei să-l pui și partidul vrea să-l pună pe Rareș Bogdan interimat, trebuie să-i dai și echipă. Pentru că dacă îl pui pe el acolo și nu-i dai echipă, rezultatul niciodată nu va putea să fie asumat. Dacă îl pui pe președinte cu echipă, cu tot, după aia poți să-i ceri și rezultat. Bineînțeles că în conformitate cu statutul, asta este o situație provizorată. Vor fi alegeri libere și statutare în toate organizațiile, respectiv în de sector și în organizația principală a Bucureștiului. Și acolo nu se mai poate pune problema nici Orban și nimeni din Partidul Național Liberal nu poate influența în sensul tu ești președinte și restul... Așa. Nu, pentru că va fi un vot deschis. Partidul Național Liberal nu va renunța niciodată la un astfel de demers. Și o să vedeți că probabil să fie și alți contracandidați împotriva domnului Rareș Bogdan pentru această funcție. Așa este normal. Noi nu suntem PSD. Noi nu suntem să vină Dragnea să ne zică cum să stăm și noi tot să stăm în poziția aia. Trebuie să recunoaștem că nici PNL în Maramureș nu este ferit de turbulențele post-electorale. Biroul județean luând decizia sau luând mai multe decizii, printre care o posibilă excludere. Domnule avocat, în anul 2013 l-ați exclus pe primarul Cătălin Cherecheș din partid. Iar recent ați propus excluderea deputatei Viorica Cherecheș. Vreau să știu care sunt motivele reale și dacă și dumneavoastră și ceilalți colegi, vă asumați pierderea unicului deputat liberal din Maramureș, că este singurul parlamentar pe care... Informațiile dumneavoastră sunt aparent corecte. Și atunci trebuie să vă ajut să ajut. Ne lămuriți pe mine, da, și pe telespectatori. Asta zic. Vă ajut astfel să transmiteți mesajul corect către telespectatorii dumneavoastră. Domnul Ionel Bogdan mi-a confirmat că s-a discutat în biroul... Dacă politic. Mă lăsați, o să vă explic. Vă rog. Conform principiilor statutare, atât și Cătălin Cherecheș, când a fost exclus, a fost exclus de către forurile naționale, nu de către forurile locale. Exact în această situație ne aflăm și în cazul doamnei deputat Viorica Cherecheș. Competența de excludere sau de risc de analiză împotriva dumneaei nu se poate face la Maramureș, ci o face Biroul Național. Așa că această temă este greșit abordată în sensul că noi am votat vreo excludere sau ceva de genul ăsta. Nu s-a votat pentru că nu aveam competență. S-a discutat decizia de la București? S-a discutat de posibilitatea demarării procedurilor și informării Biroului Național că există niște probleme relatate și ridicate de către organizația PNL Baia Mare în primul rând, după care organizația PNL Maramureș.
Atât s-a discutat. Și asta este incompetența noastră. Domnul Ionel Bogdan a fost mandatat printr-un vot în cadrul CDJ-ului să anunțe Biroul Național că trebuie demarate procedurile și verificată situația ivită la Baia Mare, respectiv la Maramureș. Atât tot. Situația cum că doamna Cherecheș s-a afișat cum că sunt în campanie cu cei din PSD sau au fost și alte probleme? Deci situația care a fost deja prezentată în Biroul Național, că sunt foarte multe voci și foarte mulți oameni nemulțumiți de activitatea dumneavoastră în campanie. Această problemă va fi analizată suficient, da, în campanie. Cu toate că pe Facebook-ul dânsă am văzut o mulțime de fotografii vocile sunt distincte, vocile vorbesc. Fiecare are dreptul în interiorul partidului să vească orice. Bun, și într-un final, când va fi luată o decizie? Este deja Biroul Național sesizat, dumnealor știu când vor lua o decizie. Sunt alte va elemente. Va fi chemată și dânsa la discuții? Sigur, ca să fie respectat statutul, trebuie să fie chemată, să explice situația în care... V-ați permite să pierdeți singurul parlamentar ce-l aveți la nivel de Maramureș? Partidul Național Liberal, filiala Maramureș, nu stă într-un om. Nu stă nici în mine, nici în Ionel Bogdan, nici în domnul Ropan. Nu stă într-un om. Stă într-o echipă care trebuie să funcționeze corect. Ați avut o intervenție fermă, dar vehementă și decentă în Consiliul Local legată de cazul Noemi Vida. Domnule avocat, ce șanse există să obțineți poziția de viceprimar, dacă oricum doamna Vida Noemi bănuiesc a și primit acea cutie oficială pe care o aștepta și se va retrage? Deci după ce dânsa pleacă, ce șanse sunt să aveți? Vreau o mică introducere. Dacă vă aduceți aminte, în 2010... Eu mă gândesc chiar la o posibilă alianță a primarului Băimărean cu PSD și de la doamnei Cherecheș, să spunem, în contextul acesta. Eu vreau să vă spun un singur lucru, că în 2010, dacă vă aduceți aminte, când am fost exclus, eu am rugat executivul de la centru, ca în momentul în care adresa este deja formulată și adresabilă Consiliul Local, să-mi spună pentru că voi demisiona. Și am demisionat din Consiliul Local pentru că nu am vrut să provoc o anumită stare foarte incomodă colegilor mei de a-i supune la un vot împotriva mea. Pentru că eu așa am considerat normal și am plecat din Consiliul Local. Cu toate că la vot se putea, fiind un vot secret, putea să pice propunerea Partidului Național Liberal de încetarea mandatului meu. Și dacă mai întindeam câteva luni, poate se calma scandalul și rămâneam. Dar mie mi se pare și în cazul acesta, un gest de demnitate. Dacă partidul m-a exclus, am plecat cu tot, cu bagaje. Și am revenit la momentul în care m-a primit partidul. Bun. În ceea ce vrește pe colega mea, Noemi Vida, i-am spus că e o chestie de morală să nu aștepte momentul și să nu ne supună pe noi la această atitudine, pentru că nu ai cum să votezi împotrivă. Există o hotărâre definitivă, irevocabilă, nimeni nu a discutat despre hotărâre până nu a rămas irevocabilă, nimeni nu a afectat-o, dar este o chestie de moralitate să facă dumneai un pas în spate prin demisie. Nu știu dacă a primit informarea oficială de la Înalta Curte, de la ANI, nu mă interesează acest capitol, nu este problema la mea. La un moment dat o va primi decizia. Corect, respectivă. Nu este problema mea, este problema dumneavoastră. Dacă dumneavoastră. Pe site-ul... Este problema dumneavoastră și a primarului municipiului care va trebui să inițieze proiectul de hotărâre pentru constatarea încetării mandatului. Bun. Vacantarea poziției de viceprimar va ridica foarte multe discuții și negocieri. Și vreau să vă spun că în momentul de față eu nu am luat o decizie și nici nu o voi lua singur. Ce o voi lua împreună cu toți cei implicați în conducerea PNL Maramureș, pentru că este o funcție foarte importantă, este o funcție de reprezentativitate și momentul politic este foarte important. După care vom discuta chiar la nivel național, eu mă voi consulta cu domnul Ludovic Orban pe această temă, pentru că e un pas important implicarea mea. Nu știu dacă pe mine mă vor alege colegii, poate mă vor alege ca data trecută și voi câștiga la vot secret. Dar implicarea în structura executivă a primăriei municipiului Baia Mare înseamnă mult mai mult decât obținerea efectivă a unui post de viceprimar. Fără atribuții, fără colaborare corectă cu primarul și cu Consiliul Local, nu cred că... Păi dacă domnul primar, să presupunem că continuă alianța cu PSD, domnul Zeti a spus la un moment dat că este chiar așteptat să intre în partid. Să reintre în partid, dacă de acolo a plecat. Poate să reintre că e membru UNPR. Trebuie să fie dat afară de acolo ca să poată să meargă la PSD. Asta sunt opțiunile... Trebuie să fie dat afară, până la urmă poate să-și dea și demisia din UNPR, nu? Astea sunt, nu, dacă își dă demisia, pierde mandatul. Da. Astea sunt opțiunile domnului Cătălin Cherecheș pe care, sincer... Dacă UNPR se unește cu PSD, domnule Am înțeles. Eu vă spun sincer că nu știu opțiunile domnului Cătălin Cherecheș și nici nu prea mă interesează în acest moment. Bun, sincer. Da, acest post, deci, este tentant pentru PNL, da? Viziunea domnului Zetea
iar mi-e prea puțin importantă și persoana dumnealui și tipului de discurs, așa că nu prea mă interesează. Eu voi discuta cu colegii mei și dacă avem un proiect politic serios pentru Baia Mare și vrem să intrăm în structura executivă și colegii consilieri vor vota, pentru că deocamdată ei votează, da, un proiect politic pe care să-l duc în executiv, ne vom implica în această campanie în cadrul Consiliului Local. Dacă nu va exista un astfel de mesaj, vom sta și vom face exact aceeași activitate politică ca și până acum și cred că totuși de remarcat că suntem o voce importantă în cadrul Consiliului Local, cei trei liberali. PNL pretinde că este pregătită să preia guvernarea, dar nu și fără Alianța 2020 USR Plus. Cum va gestiona partidul această situație? PMP și-a pierdut majoritatea parlamentarilor, UDMR-ul joacă același rol, oarecum de echilibru, dar mai mult partid balama, îi spunem, da? Când de o parte, când de alta. Condiții în care nu aveți o majoritate politică în Parlament. A mai condus, Partidul Național Liberal a mai condus de două ori, într-un fel, sau a participat la formarea guvernului într-o astfel de situație de minoritate în Parlament. Nu uitați că după ruperea alianței DA între PNL și PD, noi am rămas minoritari și am condus guvernul până în 2008 la alegerile parlamentare. De asemenea, a existat și acea perioadă a domnului Cioloș, când a fost un guvern de Uniune Națională, condus de către domnul Cioloș și susținut în Parlament și de către Partidul Național Liberal. Există mai multe posibilități în acest sens. Eu zic că acum se negociază și formațiunile politice își stabilesc targetul, pentru că mie mi se pare normal, nu în maniera în care zic PSD-știi că ei au majoritate parlamentară și nu putem să afectăm, nu în sensul ăsta. Este evident că constituțional rezultatul de la ore parlamentare nu poate să modifice direct forma de guvernare sau cine guvernează. Este evident. Dar acest vot de blam la adresa PSD-ului ar trebui să-i pună în situația de a recunoaște și de a face ceva în sensul recunoașterii și să facă un pas în spate. Pentru că românii nu au votat cu ei că sunt foarte fericiți și sunt foarte, foarte veseli. Românii au votat împotriva lor pentru că au foarte multe probleme și guvernul nu le rezolvă. Simplu. În altă ordine de idei, Partidul Național Liberal poate să-și asume o guvernare chiar minoritari fiind susținuți și de către USR și coaliția cu domnul Cioloș și de către alte formațiuni politice. UDMR-ul s-a consacrat clar acum în opoziție, o să vedem dacă își menține punctul de vedere. Singurul partid, din punctul meu de vedere, care este instabil în momentul de față, este pro-România domnului Ponta. Pentru că, de exemplu, la nominalizarea făcută de către Partidul Național Liberal pentru președinția Camerei Deputaților, nu au susținut varianta liberală, ci au susținut varianta PSD-istă, pe care ei tocmai o huleau. Deci așa că eu am semne de îndoială cu privire la domnul Ponta și la echilibru și la corectitudinea mesajului dumnealui. Mie mi se pare mai mult că domnul Ponta nu luptă pentru țară, ci luptă pentru a se răzbuna împotriva foștilor colegi care l-au îndepărtat din PSD. Ultima întrebare, pentru că mai avem doar un minut de emisiune. În precampanie, dar și în campanie, ați atacat virulent PSD, folosind ca la motiv, să spunem, persoana domnului Liviu Dragnea. Veți continua să adoptați aceeași atitudine și după schimbările avute în PSD, că au fost niște schimbări, sau veți merge pe ideea unei opoziții constructive? Nu s-a realizat nicio schimbare la nivelul PSD-ului. Faptul că domnul Dragnea a fost condamnat definitiv și spăsește o pedeapsă nu a modificat nimica. Nu am văzut, repet, nicio demisie la nivel de PSD și nicio atitudine corectă. Chiar din contră, au dat ordonanța de modificare a legii administrației publice locale cu privire la alegerea președinților într-o manieră total abruptă și incorrectă. Nu vorbesc de faptul dacă este bună varianta votului nominal sau nu, nu discut, ci maniera în care au făcut-o dovedește în continuare că este un partid făcut pentru hoție și făcut pentru a destabiliza țara asta, nu pentru construcție. Dar vreau să vă spun și la dumneavoastră emisiune am susținut de N ori mesaje pozitive din partea Partidului Național Liberal. Noi nu suntem un fel de portavoce a eșecurilor lui PSD-ului. Noi suntem altceva. Noi suntem un partid care avem proiecte proprii și pe care avem să ducem la bun sfârșit. Criticăm pentru că suntem aflăm în opoziție. Dar nu este principala noastră activitate critica, ci construcția și revenirea României la un alt statut. Rămâne oricum să mai discutăm și despre votul lunii nominal, pentru că sunt și liberali care doresc acest lucru. Mă refer la președinții de Consilii Județene, dar într-o altă Nu contest. Da, dar întrebarea și atunci au fost, iar PSD-iști au făcut exact în stilul lor. Au întrebat dacă vor să fie votul nominal, dar au uitat să spună că toți președinții de Consiliul Județean liberal au mers pe două tururi.
Și au făcut-o într-o v-ați dori două tururi? Tur. Da, mie mi se pare normal. Mie mi se pare normal și la primar și la președintele Consiliului Județean să fie uninominal, dar din două tururi. Mulțumim pentru participarea la emisiune, domnule Niculescu, și vă mai așteptăm. Domnilor, luăm o pauză de publicitate și revenim cu partea a doua emisiune cu cărțile pe față.